Mama Ioanei Popescu a murit în această dimineață. Femeia în vârstă de 70 de ani suferea de o boală gravă. Mama Ioanei Popescu a murit după ce a suferit de o boală gravă. Aceasta a fost internată în spital din luna februarie, de când starea ei se agravase. Se pare că medicii nu au mai putut să o țină în viață. Iar astăzi, 13 iunie, a murit mama Ioanei Popescu. A murit azi, 13 iunie. Ioana Popescu trece prin clipe extrem de grele, după ce mama ei s-a stins din viață în această dimineață. La începutul anului, femeia a fost diagnosticată cu demență de Alzheimer într-un stadiu foarte grav. Pentru a fi sub supraveghere continuă, vedeta a ales să o interneze într-un centru special. Starea ei de sănătate fiind tot mai precară, problemele mamei sale au apărut în urmă cu trei ani, în 2020, când nu mai știa să folosească anumite obiecte din casă și uita frecvent ce are de făcut. Ioana Popescu a spus despre ea că era o persoană, dură și dificilă, iar la vârsta de 70 de ani ar fi fost normal informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social media pentru afisarea acestui tip de conținut modifică setările. Ioana Popescu a devenit tutorele mamei sale, vedeta a devenit tutorele mamei sale în urma unui proces ce a ținut șapte luni. Ioana Popescu nu putea să mai locuiască alături de ea. Astfel că s-a mutat în apropiere pentru a-i fi alături și a apelat la specialiști pentru că starea ei de sănătate devenea tot mai gravă, mai ales că a încercat să facă mai multe gesturi necugetate, să lovească niște copii sau să arunce cu obiecte în vecini.